Bă, ce să zic, foarte bun. E un fel de tocană cu un sfert, 15% așa, niște ciorbă, supă. Bă, foarte ok, cu cartofi, după Valentin mănâncă cartofi, ok. Chiar e foarte ok, 4 euro aici e. La, nu știu cât mai este până la autostradă, acolo, dar nu mai e mult. Hai că ne uităm pe GPS dacă ești interesat și... N-am mai apucat să mai îmi iau de acolo, mă, mici, de la noi, știi? Că era o coadă foarte mare și n-am mai stat. Așa. N-am mai stat să la coadă acolo. 4 euro, păcat că s-a oprit lumina. Păi ești prost, chiar acum, o, frate, s-a oprit ăsta de la lumină. Hai să vedem, de așa, utca. Nu are, vezi? Nu mai dau asta în jos. Latitudine 47 punct 44981 grade. Longitudine 21 punct 63 31 2 grade. Aici. La Massachusetts. Maria Madagascar. Ce m-a încălzit ăla, ești nebun. Da, aici 4 pesetos și pleci cu bursa plină, ca să zic. Vezi? Ești că stai aici. Eu pot să ies pe partea aia oare? Nu prea știu. Nu cred, trebuie să mă întorc. Pentru că drumul arată... Jaribas. Bă, dar mofti că n-a fost tensiune, mă. N-a fost curent. Electric. Trebuie să pun ăștia aici, în sus. Nu m-am uitat pe aici, era direct cu ceva pe jos. Nu, no, nici acum nu l-a venit tensiunea. Pui, trambelos. Știi că la meniu obții și felul 1 și felul 2 și există posibilitatea și de a primi desert. De asta... Dar mi-a zis că doar guiași din ăla. Poate nu mai fi avut femeia, poate pe timpul zilei sau ce a zis. Iau, uite-l și pe ăsta, pantaloni scurți, fără buzunare. Ia de aici, 4 euro, frate. Nu-i problemă. Niciodată să nu-ți pară rău când ai banii pe mâncare și mai ales dacă îți și place. Chiar a fost foarte ok. No, good job. O să mai vin pe aici. Nu, no, vezi că nu puteam să ies. Ceva din ăsta de mașini. La una opta. Nimu, ce floarea soarelui, ești nebun la cap. Bă! Bă, ești nebun, zici că-s copaci. Nu, serios, ai mai văzut așa? Dar nu pare a fi... Bă, pare. Dar e înfrățită, mă, are foarte... Reluăm. E o singură tulpină și a făcut mai multe pălării din alea, flori să le numesc, ceea ce nu este ok. Fiind foarte multe, semințele sunt mici și seci, pentru că planta nu le poate duce pe toate la maturitate, știi? Nu e ok. Dar erau chiar înalte, frate, nu știu de ce, în sfârșit. Acum mă bag la somn în 30 de minute. Uite, pe aici trebuie să ies. Deci chiar cum intri pe... Nu e autostradă, e o centură al Debrețen ăsta. Știi? Vezi, GPS-ul mă dă înainte, dar dacă mă duc înainte... Vezi, pentru tranzit. Mă duc înainte, mă... Pardon, mă dă prin... prin Debrețen. Și nu vreau pe acolo. Vreau pe aici, pe la tracuri. GPS-ul
GPS-ul e pardaf, nu știe străzile astea. Lasă că te duc eu dacă nu știi tu. Poate le înveți odată și odată. De câte ori am fost pe aici, nimic n-ai învățat, serios. E ora 9, aici. Ba nu aici, acasă este 9, aici este ora 8. Bine zic, mă. Da, o să nu vorbesc prost. Da, mai aici 8, acasă este 9. Nu, și dăm pe aici, ce dracu luminează. Cred că se ia cu vinietă, știi? Da, ăștia să ia cu vinieta. Pentru vinietă v-am mai spus. Hai să mai închide un pic ăsta. Hai sus. Sus, Pinocchio. Good job. Pentru vinieta am plătit 7.712.000 lei, cred, pe un an de zile, pentru 3.5. Vinieta pentru Mercedes am făcut-o la Oradea, la Peco Mall, aproape de Vama. Am și filmat acolo o vinietă, sau nu mai știu cum am scris. Deci o poți lua și din România. Nu știu dacă și de la alte benzinării, dacă din țară, habar nu am. Eu îți spun exact cum am procedat eu. Bun, hai că merg.